La ședința de astăzi, din totalul de 37 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 34. Ședința este legal constituită și putem începe desfășurarea lucrărilor. Având în vedere problemele de la ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe directorii instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean, directorul executiv și directorul executiv adjunct ai direcțiilor aparatului de specialitate, reprezentanții mass media. Cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6 iulie 2016. 2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare a voturilor constituită prin hotărârea Consiliului Județean 93 din 2016. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe 2016. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2016 al județului Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bacău a două case de tip familial pentru copiii cu handicap, pe vorba de Casa Gabriela și Casa Bogdan, situate în municipiul Onești, pe strada Adrian Băunescu, numărul 1. 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului fosta școală comercială, situat în municipiul Bacău, strada Căzavodă, numărul 1. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane în organe de conducere al unor organisme prestatoare de servicii publice și de autoritate publică de interes județean. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean ca membri în Comitetul de Organizare ATOP pentru mandatul 2016-2020. 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Comisia pentru Analiză și Selectarea Solicitărilor de Acordare a Sprijinului Financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate. 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în comisiile de evaluare și asigurarea calității la instituțiile de învățământ special din județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unui tocător deșeuri verzi achiziționat prin proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău și darea în administrarea acesteia către orașul Comănești, în scopul realizării proiectului de interes comun Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în adunarea generală și în Consiliu de Administrație ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată, faza de proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul lucrări de intervenție, reabilitare și modernizare la clădirea Vivara. Și la punctul divers, s-a propus după publicarea ordinii de zi, următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în organele de conducere la SC Parc Industrial HIT SRL Hemeiuș, SC Centru de Afaceri și Expozițional Bacău ESA și SC Compania Regională de Apă Bacău ESA. Vă consult dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu, vă propun aducerea câtorva puncte după punctul numărul 2 pentru operativitate. E vorba de punctul 9, punctul 10, punctul 11, punctul 12, punctul 14 și proiectul de la punctul 17 la diverse. Să le aducem după punctul numărul 2. Vă supun la vot ordinea de zi în această formă cu
interpelarea cu schimbarea pe care v-am propus. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. În unanimitate. A fost aprobat ordinea de zi. Înainte de a da cuvântul pentru a trece la punctul 1 al ordinii de zi, doamne secretar, nu pot să trecem atât de ușor cu vederea la ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp și mă refer aici la rezultatele remarcabile ale absolvenților de la bacalaureat și vreau să felicit copiii în numele nostru a tuturor, părinților, a cadrelor didactice, a echipei de management din cadrul inspectoratului școlar pentru modul cum au conlucrat, pentru modul cum au colaborat și pentru rezultatele care n-au făcut altceva decât să confirme. Iată, anul trecut am obținut un loc 3, anul ăsta locul 2, cu o promovabilitate de 79,91. Felicitări tuturor! Felicitări, doamna inspector general și întregii echipe de la inspectorat. Dau cuvântul doamnei secretar al județului, doamna Zara Elena Cătălina, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Vă rog. Potrivit prevederilor articolului 42 alineatul 5, coroborat cu articolul 98 din legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 6.07.2016. Mulțumesc! Pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Abține. Împotrivă. În unanimitate a fost aprobat. Trecem la punctul 2 și la ordinea de zi. Și vă rog pe domnul consilier Olteanu să prezint proiectul de hotărâre. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Comisiei de numărare a voturilor constituite prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 93 din 2016. La ședința de constituire a Consiliului Județean s-a hotărât constituirea unei comisii de numărare a voturilor formată din 3 membri. Prin intervenția din cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 6.07.2017, am expus faptul că la ședința de constituire a Consiliului Județean, prin hotărârea numărul 93, s-a hotărât constituirea unei comisii formate din 3 membri, 2 din partea PSD și 1 din partea ALDE. Iar noi, grupul liberalilor, credem că pentru mai bună reprezentare a grupurilor politice trimise de către electorat în folul Consiliului Județean și pentru transparentizarea secretului votului, ar trebui ca această comisie să fie formată din 5 membri. Din componența acestei comisii, propun să facă parte și un reprezentant al Partidului Național Liberal și un reprezentant al Partidului Social Român. În acest sens, grupul Partidului Național Liberal îl propune pentru a face parte din Comisia de numărare a voturilor pe domnul... Numai un pic ca să, da? Să punem la vot completarea Comisiei de numărare, da, a voturilor de la 3 la 5 și după aceea facem nominalizare. Deci, completarea Comisiei de numărare a voturilor, constituită prin hotărârea 93/2016. Cine este de acord să pun la vot, cine este de acord completarea Comisiei de la 3 la 5? Vă rog, doamna secretară, tu te fii, vă rog. Mai gândește un pic. Deci cu 12 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost respins. Nu are rost să trecem în legat. A doua, când nu trebuie condiții ca să trecem la numele.
Mulțumesc. Trecem la punctul 3, care de fapt este punctul 9 al ordinii de zi. Privind expunerea de motive la proiectul de privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean. Vă rog, cine? Vă rog să faceți propuneri. Da? Domnul Pocovnic. Domnul consilier, vă rog. Domnule președinte, din partea PSD și ALDE, vin cu următoarele. Venim cu următoarele propuneri. Se desemnează doamna Cușa Maricica, reprezentant al Consiliului Județean Bacău, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Complexului Muzeal Iulian Antonescu. Se desemnează domnul Cumulescu Vasile, reprezentant. Se notează direcția boletinului de voastră. Deci doamna Cușa Maricica la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, domnul Cumulescu Vasile, Complexul Muzeal de Științele Naturii. Domnul Eugen Ochenatu, Filarmonica Mihail Jora. Domnul Brăneanu Dumitru, Ansamblu Folcloric Busuiocul. Domnul Popa Gheorghe, Consiliul de Administrație la Biblioteca Județeană. Domnul Brașoveanu Sorin, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Doamna Carmen Dima, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Doamna Hărțescu Roxana, Spitalul Județean de Urgență. Doamna Felicia Pop, de asemenea, Spitalul Județean de Urgență. Membre supleanți la Spitalul Județean de Urgență, doamna Angela Bogea. Și doamna Raluca Alăzăroaie. Doamna Ana Marchiș, membru în Consiliul de Administrație la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Doamna Maricica Poșa, de asemenea la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Membrii în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă, domnul Vasile Cautiș. Și domnul Paul Cojocalu. Membrii în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă 2 Comănești, Ioan Dascălu. Și domnul Vasile Manolache. Membrii în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău, domnul Cornel Ciobănița. Și Dorian Popovnicu. Domnul Răzvan Șindrea, reprezentant al Consiliului Județean Bacău în calitate de membru în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială numărul 22.
și domnul Marius Gheorghiță, reprezentant al CJ Bacău, în calitate de membru în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială numărul 7, Târgu Ocru. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Alte propuneri, vă rog! Partidul Național Liberal? PSRO? Nu avem nicio propunere, președinte. La microfon. Nu avem nicio propunere și chiar rugăm secretariatul să nu ne dea părere de vot, nu vom vota. PSRO? Vă propun să trecem la următorul cu nominalizările. Nu, haideți să facem nominalizările la toate proiectele de hotărâre și după aceea ieșiți cu pentru redactare cu buletele lor. Următorul. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. Vă rog să faceți propuneri. Domnul vicepreședinte Gheorghiță, vă rog. Domnul președinte, domnilor consilieri, aș face propunere pentru această comisie, pentru membrii în Comitetul de Organizare, pe domnul Ionel Floroiu, vicepreședinte Consiliului Județean Bacău, doamna Maricica Coșa, domnul Romulescu Vasile și pe domnul Pocovnicu Dorian. Alte propuneri? PSRO? Dacă nu mai sunt, trecem mai departe. La următorul punct, reprezentanții Consiliului Județean în Comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate. Tot cu permisiunea dumneavoastră, domnul președinte, aș propune cei mai tineri consilieri județeni, pe domnul Ilișanu Claudiu, pe domnul Cucerescu Ion și pe domnul Toma Viorel, care a fost consultat telefonic, chiar dacă nu este în sală și este de acord. Mulțumesc, alte propuneri. Dacă nu mai sunt, trecem la următorul punct pentru nominalizări. Propuneri. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ special de județul Bacău. Vă rog, propuneri. Dacă tot nu s-a înscris nimeni la propuneri, domnul președinte, fac eu tot propunerile din partea grupului PSD ALDE pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău pe doamna Marchișana, la Centrul Școlar de Educație Inclusivă. Vă rog, un pic mai, da? Mai rar. Da. Ca să poată să notezi. Da. Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău pe domnul Brăneanu Dumitru. La Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești pe domnul Bandea Toma. La Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău, pe doamna Buganu Diana. Buganu Diana. Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială numărul 22 Bacău, pe domnul Cautiș Vasile. Iar pentru Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială numărul 7 Târgu Ocna, pe doamna Bădic Giaboc Mihaela. Bădic Giaboc Mihaela. Vă mulțumesc, domnul președinte.
Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aștept propuneri, dacă mai sunt. Dacă nu, trecem la următorul punct pentru a se face propuneri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în adunarea generală și în Consiliul de Administrație ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Euronest. Vă rog. Doamna Marcheș. Doamna Marcheș, da, propun să facă parte în calitate de reprezentanță ai Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest următoarele persoane. Domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, și domnul Cucerescu Ion, consilier județean. Mulțumesc, doamnă consilier. Alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, trecem la următorul punct. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în organele de conducere la SECE Parc Industrial Kit Emeiuș, SECE Centru de Afaceri și Expoziționat Bacău și SECE Compania Regională de Apă Bacău. Aștept domnul vicepreședinte Florin, vă rog. Domnule președinte, domnule consilier, la Parc Industrial Chipsele Emeiuș, propunerea noastră este Fantasia Ciprian, membru al executivului Consiliului Județean, directorul Direcției Juridice. La Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, domnul Beșan Gheorghe, aici avem nevoie de continuitate, domnul Beșan Gheorghe fiind și în Consiliul de Administrație anterior. La Compania Regională de Apă Bacău, doamna Mitrea Gabriela, directoarea Direcției Economice și Financiare a Consiliului de Zembat. Mulțumesc, alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic să treacă la redactarea buletinilor de vot. Între timp, noi ne continuăm ședința cu următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2016. Îi dau cuvântul doamnei director Ardenean. Vă rog. Diminuare de 107.000 lei de la capitolul tranzacții privind datoria publică.
Conform solicitărilor, fundamentărilor și necesităților privind execuția programului de investiții al aparatului propriu, al serviciului județean de drumuri și spitalului județean de urgență Bacău, se propune aprobarea redistribuirii de fonduri între proiectele înscrise în programul de investiții al județului Bacău. Mulțumesc, doamnă director. Comisii din specialitate au dat aviz favorabil, dacă mai sunt alte discuții, dacă vrea cineva să mă. De fapt, ați văzut că nu este vorba de o rectificare, n-am primit absolut niciun bani, este o reașezare a bugetului pentru a finaliza proiectul care le-am dat am acest. Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă, da? Vă rog, numărați... Împotrivă. 10 împotrivă, da? Deci 24 de voturi pentru și 10 împotrivă. Dacă vreți să faceți o precizare, domnule președinte, o parte din banii realocați sunt destinați către finalizarea unor obiective strategice în județul Bacău, inclusiv la investițiile de la UPU, de la Spitalul din Onești. Ca să știe și locuitorii din Onești cum votează aleșilor în Consiliul Județean. Da, este foarte importantă precizarea asta și o parte din ideal oferă și către Tubulia din Mănești, tot așa de finalizat proiectul de acolo. Și buget pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Dacă vedeți, domnul președinte, locuitorii din Mănești trebuie să știe și faptul că pentru un angajament de acum 5 ani, Consiliul Județean trebuia să facă o stație de epurare în valoare de 15 milioane de euro, care nu s-a făcut nici astăzi, fapt pentru care oreștenii suferă și acum pentru calitatea apei pe care o trebuiesează un zăduș. Mulțumesc. Domnul vicepreședinte, vă rog. Bineînțeles că domnul Oltean aduce în discuții permanent cel puțin de 4 ani de zile de când sunt în Consiliul Județean această investiție, cunoscând de faptul că Consiliul Județean nu se poate implica în această investiție datorită faptului că pe rol există un proces și la momentul actual. Dar noi întotdeauna am încercat în Consiliul Județean, ceea ce a stat de competențele noastre, să fim aproape de oneșteni. Se vede prin investițiile de la UPU Onești, se văd investițiile în perioada următoare la secțiile de la Spitalul din Onești, se văd investițiile în apă și canalizare de la Onești, care sunt, din păcate, pentru noi gestionate de domnul Budeanu și de care domnul Olteanu are conștiință, fiind un vechi membru al Partidului Național Liberal și un vechi combatant în zona Oneștiului și apărarea intereselor cetățenilor din Onești. Mulțumesc, domnul Olteanu, pentru această precizare. Vreau să precizez că am în fața lisa numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 17 din 9.2.2010. Contract de asociere. Județul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul Județean Bacău, cu sediul din strada Bacău, strada Mănășești, reprezentat prin președintele Dragoș Dedea și directorul executiv Olga Hâneanu, în calitate de asociat și în municipiul Onești, reprezentat în calitatea, în autoritatea sa deliberativă Consiliului Local Municipal Onești, reprezentat de Emil Lemnaru și Nicolae Găbureanu. Obiectul contractului, extindere și reabilitare centrală existentă în Onești, studiul de dezabilitate cu și execuție, valoare de 12.117.000 euro. Rețea canalizare nouă în Mozești, 452.000 euro. Extindere de rețea canalizare în Onești, 1.650.000 de euro. În total, 15.190.000 euro.
astea trebuiau terminate până în 2015, decembrie. Nu este vorba de niciun litigiu. Sunt lucrări noi care nu erau afectate de relația dintre Municipalitatea Oleșteană și Societatea de Apă Canal. Prin ceea ce a spus dumneavoastră domnul Florea, se dezinforma populația Oleștiului și a județului Bacău. Obligația Consiliului Județean trebuia îndeplinită. Vă mai aduc aminte că în iulie 2014 am solicitat un raport privind situația acestei investiții, acestor investiții, și abia după ce am solicitat acest raport, s-au pus pe ordinea de zi proiecte de hotărâre prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. Deci, obligația Consiliului Județean nu s-a îndeplinit, referitor la canalizare și la stația de depurare. Mulțumesc! Domnul Olteanu, dacă la microfon vă permite să spuneți orice, eu am să vin cu documentele pe masă. Și rog pe doamna director Gireadă, în sală, în momentul ăsta, să ne spuneți câte din lucrările pe care le-a adus în discuții domnul Olteanu la momentul acesta sunt executate, în afară de stația de depurare, în care suntem în litigiu de atâția ani cu domnul Budeanu. Primăria v-a pus la dispoziție terenul pentru stația de depurare, nu aveți niciun litigiu. Da, mă rog, amic, să aveți un pic de respect față de noi. Vă rog frumos, înscrieți-vă la tună. Da. Doamna director Gireadă, dacă vă rog. Deci, din cele trei obiective pe care Consiliul Județean l-a aprobat în asociere cu Consiliul Local Onești de a fi executate și realizate, sub rezerva punerii la dispoziție derivat de orice sarcină juridică sau tehnică, terenul aferent de către Primăria Onești, din cele trei obiective, două sunt finalizate. Mâine este recepția la terminarea lucrărilor pentru canalizarea din Borzești. E adevărat o mică întârziere, datorită faptului că au fost ploile abundente și s-a tasat terenul pe umplutura de la canalizare și a făcut remedier constructor în așa fel încât lucrarea să poată fi recepționată fără obiecțiuni de către Comisia Constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. Iar cealaltă lucrare, nu mi-aduc aminte exact valoarea, dar este peste 80, deci 8.600.000 de lei fără TVA, care a fost recepționată în cartierul Puciur, 6 Martie, Buhoci și nu mai știu, mai este o stradă acolo. Deci lucrări finalizate, predate la primăria municipiului Onești și care avea obligația și are obligația de a gestiona și administra aceste bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Onești. Deci asta este situația și am să pregătesc o informare pentru domnii Consilie nou aleși referitor la aceste investiții. Și vechi aleși, doamna, văd că... Și vechi aleși. Comunii sunt de 8 ani de zile în Consiliul Județean și nu au capacitatea reținerei și finalizarea acestor investiții. Îmi pare rău pentru că n-aș fi vrut să fiu atât de dur, dar n-am cum. Domnul vicepreședinte, vă rog frumos să scrieți la urmă. Da. Da, director. Mai aveți? Da. Mulțumesc, invitat. Da, vă rog frumos să puneți la dispoziție informarea, că vreau necesare clarificările acestea. Eu vă propun să sistăm discuția pe această temă. Putem face o întâlnire separat pe aceste proiecte. Și nu face obiectul rectificării. O singură frază, totuși, aș vrea în acest cadru de ședință ordinară să nu trecem atât de ușor cu vederea și eu vreau să sublinez acest aspect, faptul că domnul Olteanu, în stil de fotbalist profesionist, a trecut foarte ușor faptul că ne avea votat împotriva investițiilor de la UPU Onești, absolut necesare pentru sănătatea oneștenilor, alocărilor pentru copiii cu nevoi speciale și a trecut la un subiect care, nu zic că nu e de importanță, dar prin care a încercat să acopere acest vot pe care l-a dat dumneavoastră astăzi în această ședință. Mulțumesc! Deci cu 24 de voturi pentru și 10 împotrivă, a fost adoptat proiectul de ordine privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău. Trecem la următorul punct al ordinii de zi.
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2016 și o rog pe doamna director Adrianu să prezinte sinteza expunerii de motive. Vă rog. Conform articolului 49, legea 273/2016, legea finanțelor publice locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie, trimestrul expirat, cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul 4, coordonatorul principal de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor de venit și cheltuieli întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală. Astfel, execuția veniturilor. La data de 30 iunie 2016, față de creditele bugetare aprobate pentru trimestrele 1 și 2, execuția veniturilor s-a realizat în proporție de 101,53%, din care veniturile secțiunii de funcționare s-au realizat în procent de 98,79%, veniturile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în procent de 114,08%. Execuția cheltuielilor, la data de 30 iunie 2016, față de creditele bugetare aprobate pentru trimestrele 1 și 2, execuția cheltuielilor s-a realizat în procent de 74,28%, din care cheltuielile secțiunii de funcționare în procent de 86,88%, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în procent de 44,78%. Astfel, la data de 30 iunie 2016, contul de execuție a județului Bacău prezintă un excedent în sumă de 22.778,44 lei, din care excedent secțiunea funcționare 15.242,80 lei, excedent secțiunea de dezvoltare 7.435,64 lei. Având în vedere că la data de 30 iunie 2016, încasările înregistrate pe total venituri, precum și pe cele două secțiuni ale bugetului de venituri, depășesc limitele conceptuale la partea de cheltuieli, concluzionăm că nu se impune redimensionarea cheltuielilor în funcție de contul veniturilor casate. Mulțumesc, doamna director. Discuții? Dacă nu vă supun aprobări, ce este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abținere? În unanimitate a fost aprobat și acest punct. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind neexercitarea. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bacău a două case de tip familial pentru copiii cu handicap, Casa Gabriela și Casa Bogdan, situată în municipiul Onești, strada Adrian Unescu, numărul 1. Conform contractului de asociere între Fundația Sera România, Consiliul Județean Homes for Children, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, s-a obligat ca după finalizarea construcției celor două case de tip familial și reabilitarea Centrului de Recuperare a Copilului cu Handicap, acestea vor fi predate județului Bacău printr-un protocol de predare-primire, urmând a fi date în administrare Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Prin protocolul de transfer, Fundația Sera a transferat către beneficiar Consiliul Județean Bacău toate drepturile asupra construcției și dotărilor realizate de către fundație. Pentru obiectivul, două case de tip familial pentru copii cu handicap în municipiul Onești, beneficiarul intrând în posesie și având proprietatea deplină a imobililor compuse din teren și construcții. Prin procesul verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, a fost recepționat obiectivul construirea casei de tip unifamilial, aflate în subordinea complexului de servicii Alexandra din Onești, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, respectiv Casa Bogdan și Casa Gabriela, situate în municipiul Onești, pe strada Adrian Băunescu. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin adresa înaintată către și înregistrată la Consiliul Județean Bacău, solicită darea de administrare a creditelor și terenilor în care își desfășoară activitatea Centrului de Servicii Sociale Alexandra, respectiv cele două case, deoarece la solicitarea, respectiv eliberarea acreditării, precum și pentru alocarea de credite bugetare pentru întreținere, reparații, este necesară dovada regimului juridic a imobilului. Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bacău, a celor două case,
Casa Gabriela și Casa Bogdan, situate în municipiul Onești, strada Adriacului Sfântului. Dacă sunt discuții la acest punct al de zi, dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abține? În unanimitate a fost aprobat acest proiect. Deci, la următorul punct al orei de zi, și voi da citire expunere de motive privind neexercitarea dreptului de prețuire de către prețul Bacău pentru cumpărarea imobilului fosta școală comercială situată în municipiul Bacău. Direcția Județeană pentru Cultură ne-a transmis pentru o adresă registrată la Consiliul Județean înștiințarea privind intenția de vânzare a imobilului fosta școală comercială situată în municipiul Bacău, strada Cuza Vodă, numărul 1, pentru suma de 450.000 de euro fără TVA. Înștiințarea privind intenția de vânzare a imobilului este formulată de Camera de Comerț și Industrie Bacău în calitate de proprietar al imobilului. După cum rezultă din documentația înaintată de Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, imobilul este alcătuit din clădire în suprafață de 518 metri pătrați și teren în suprafață de 1.196 metri pătrați și este înscris în lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul 2314 din 2004 al Ministerului Culturii cu modificările și completările ulterioare. Legea privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevede că în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului sau serviciile publice de hoceare al Ministerului Culturii nu își exercită dreptul de preiecțiune în termenul prevăzut la alineatul 7, acest drept se transferă autorităților publice locale care îl pot exercita în maxim 15 zile. Având în vedere situația economică cu care ne confruntăm și care nu poate susține o astfel de achiziție și ulterior investiție, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preiecțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului fosta școală comercială situată în municipiul Bacău, strada Cuza Vodă numărul 1. Mai menționez că împreună cu domnul vicepreședinte, cu doamna director de la urbanism și arhitectul șef, am vizionat acest imobil cu intenția, dacă am avea posibilitatea, în, nu știu, maxim 2 ani de zile, să fie în o poziție ultra-centrală. Dar bugetul nu permite acest lucru în 3-2 ani. Cheltuielile privind conservarea unei asemenea imobil și spatele că sunt foarte costisitoare. Și ținând cont și regimul juridic este vechi de patrimoniu. Și faptul că, sigur, subsolul este într-un stat de degradare foarte mare, necesită expertiză tehnică pe structură și ce știi ce alte surprize mai pot apărea după ceea ce s-a văzut acolo fața acolo. Mulțumesc! Dacă sunt intervenții pe acest punct, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Vă rog. Numărați bătările. Pe aici pe bătările împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. 13 sau 14? 13. da? Deci 21 pentru și 13 împotrivă. A fost aprobat și acest proiect de hotărâre. Trecem la... Și dacă nu trece? Da, secretar. Ce înseamnă? Ne exercităm prevențiunea? Doamna secretar, vreau să ne clarificați. Să înțelegem atunci pentru cei care au votat împotrivă că înțeleg să-și exercite dreptul de prevențiune pentru cumpărare? Sigur, da. Aveți calea liberă să propuneți un astfel de proiect. Doamna secretar, vă scuzați. Nu am votat împotrivă. Asta trebuie să înțelegem. Domnule consilier, acest proiect nu a trecut. Restul vedem. Păi, domnule consilier, în momentul în care nu trece un proiect negativ, pentru că noi am propus neexercitarea dreptului de prevențiune,
Puterea contrariu înseamnă că dumneavoastră înțelege să vă exercitați acest drept de preemțiune. Asta înseamnă că propuneți exercitarea dreptului de preemțiune, pentru că fiind un drept real, pentru acela de vânzare, înseamnă că trebuie să veniți cu propunerea asta concretă. Pentru următoarea ședință. Numai că mâine expiră termenul de 15 zile. Faptul că termenul de 15 zile pentru exercitarea dreptului de preemțiune, așa cum a și citit domnul președinte în expunerea de motive, expiră astăzi. Nu este vina asta, dar sunt întârziat dumneavoastră cu demersurile. Nu am întârziat decât demersurile, am răspuns în termenul legal la solicitare. Domnul consilier județean, sunt 15 zile care avem la dispoziție. Astăzi... Nu suntem în afara legii. Nu suntem în afara legii. Am convocat ședința Consiliului Județean. Suntem în termen. Deci este efectiv un nonsens. Pentru că în momentul în care dumneavoastră propuneți exercitarea și în momentul în care supuneți la vot peste termen, nu mai are niciun fel de relevanță. Adică trebuie să gândești bine în momentul în care votezi și în votul nou prezent. Votul nostru nu poate fi condiționat prin astfel de termen. Bine. Acum trebuie la sigur. Da, mulțumesc, domnul Pățchiru. Mulțumesc. Mulțumesc. Am reținut. Deci cu 21 de voturi pentru și 13 împotrivă, se respinge proiectul. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Expunere de motive la modificarea statului de funcție privind Direcția Județeană de Evidență a persoanelor bancă. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău, conducerea Direcției Județeană de Evidență a persoanelor bancă, instituție publică personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean, solicită transformarea a două funcții publice în vederea promovării în grad profesional a titularilor acestor funcții publice, care în urma susținerii examenului de promovare în grad profesional au fost declarați admiși. Referitor la această solicitare, menționăm că în conformitate cu prevederile articolului 64 din legea privind statutul funcționarilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen organizat semestrial prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Precizăm că, potrivit articolului 107 din legea 188-99, republicată cu modificările și completările grade, în situația când intervin modificări în structura funcțiilor publice ca urmare a promovării în clasă și în grad profesional, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publice, în acest caz, ne fiind obligatorie existența unui aviz prealabil. Potrivit articolului 91 din legea administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare, Consiliul Județean aprobă la propunerea președintelui Consiliului organigrama și statul de funcție pentru instituții și servicii publice de interes, având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest subiect, pe acest punct al de zi. Dacă nu, vă supun la aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Potriva? Mulțumesc în unanimitate. A fost aprobat acest proiect de hotărâre. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Expunerea de motive privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău. Inspectoratul pentru situații de urgență, Maior Constantiniene, al județului Bacău, solicită, printr-o adresă înregistrată la Consiliul Județean, aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău, cu modificări și completările care au survenit în 2016 în structura riscurilor specifice situațiilor de urgență. Planul de analiză și acoperirea riscurilor, denumit în continuare PAA, cuprinde potențialele riscuri identificate la nivelul județului Bacău, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Conform prevederilor articolului 15 din legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și
articolul 6, alineatul 1 din anexa la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea metodologiei a planului de elaborare a planului de analiză și acoperirea riscurilor și a structurii cadru a planului de analiză, se întocmește de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, se actualizează ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organigram, în organizarea structurilor care au atribuții, ori asigură funcții de sprijin pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial și se aprobă de Consiliul Județean, care stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestor. Urmare celor expuse mai sus, în proiectul de hotărâre s-a propus aprobarea planului de analiză și acoperirea riscului de pe teritoriul județului Bacău, actualizat în urma modificărilor și completărilor subvenite în 2016. Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră ați avut ocazia ca în comisiile de specialitate să-l studiați. De altfel, aici este prezent, invitat din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un reprezentant. Vă rog, dacă sunt intervenții pe acest punct al ordinii. Dacă nu, vă supun aprobării acest plan. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc, în unanimitate a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, expunerea de motive privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unui tocător deșeuri verzi achiziționat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău și darea administrării către orașul Comăneci. Conform prevederilor capitolului 3, litera C, punctul 1, Ordinul Ministrului Finanțelor, pentru aprobarea normelor privind organizarea și conducerea contabilității publice cu modificările și completările ulterioare, ale legii 213 domeniul public al județului este alcătuit și din alte bunuri de uz sau de interes public județean declarate ca atare prin hotărârea Consiliului Județean dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. Utilizarea bunului care face obiectul dării în administrare la stația de transfer deșeuri de la Comănești va contribui la fluidizarea transferurilor deșeurilor de la stația de transfer Comănești către celula 1 a depozitului conform deșeurilor din municipiul Bacău, extinderea colectării separate a deșeurilor în zona Comănești de către operatorul de colectare și transport deșeuri desemnat la nivelul județului Bacău. De asemenea, facem precizarea că finalizarea la timp și cu succes a obiectivelor contractului de finanțare va contribui decisiv la îndeplinirea țintelor și obiectivelor asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce privește colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor. Având în vedere cele anterior precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unui tocător deșeuri verzi achiziționat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău și darea în administrarea acestuia către orașul Comăneci, în scopul realizării proiectului de interes comun Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Vă rog, intervenție. Dacă nu sunt, vă supun aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține. Nu am invitat de votul. A fost făcut acest transfer. Trecem la următorul punct al ordinii de zi și îl rog pe domnul vicepreședinte Marius Gabriel Gălghiță să dea citire expunerii de motive. Vă rog, domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operator de transport rutier. Transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pot fi efectuate de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat transportul. În baza licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aprobate și eliberate de autoritățile administrației publice la nivel județean,
în a căror rază administrativă se află traseul respectiv cu avizul Autorității Rutiere Române, ARR. În vederea obținerii licenței de traseu, operatorii de transport depun la Consiliul Județean un dosar cu documentele prevăzute la articolul 33 din normele de aplicare a Legii Serviciilor de Transport Public Local, numărul 92 din 2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative, numărul 353 pe 2007, cu modificările și completările ulterioare. Licența de traseu se eliberează pe o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare stabilit de Consiliul Județean. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene pentru următorii operatori de transport. SC Sprint Com SRL Bacău, în baza contractului încheiat cu Primăria Comunei Negri pentru transportul unui număr de 84 de persoane pe traseul Bacău-Negri-Poiana, prin 5 curse pe zi, până la data de 1 ianuarie 2017. Facem precizarea că până la data de 31.07.2016, serviciul de transport pe traseul special Bacău-Poiana se prestează de către acest transportator în baza licenței de traseu special aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Bacău, numărul 161, persoane angajate la această societate din 3 curse pe zi până la date de 24.08.2017. Operatorii de transport au depus la autoritatea noastră documentația prevăzută de lege în această privință. Cerere, licență de transport, lista vehiculelor cu care se efectuează traseul, copiile conform ale licențelor de transport într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă și graficul de circulație propusă. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu, îl rog pe domnul președinte să supună aprobării acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul vice. Dacă sunt intervenții la acest proiect, dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abține? Dacă nu, anumitate, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mergem mai departe. Expunerea de motive la proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată, faza de proiectare, documentație de avizare lucrurilor de intervenție pentru obiectivul lucrării de reabilitare și modernizare la clădirea Vivare. Prin hotărârea în 2014, din iulie, Consiliul Județean Bacău a aprobat indicatorii tehnico-economici rezultați la faza de proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție întocmit de către proiectantul general Danco B-Design SRL Bacău pentru obiectivul lucrării de intervenție la clădirea Vivarului Bacău. Datorită modificărilor legislative survenite de la data aprobării documentației, în special în domeniul securității la incendiu, precum și datorită publicării ghidului solicitantului aferent domeniului de intervenție, conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Program Operațional Regional 2014-2020, s-a impus actualizarea documentației de avizare a lucrurilor de intervenție aferent acestui obiectiv de investiții. Ca urmare a contractului din 16 mai 2016, societatea respectivă a întocmit proiectul, fază de proiectare, documentație de avizare a lucrurilor de intervenție pentru obiectivul lucrurilor de intervenție, reabilitare și modernizare la clădire Vivară. Din punct de vedere juridic, imobilul situat în municipiul Bacău, din strada Popa Șapcă, constituit
din clădirea Vivarului și 2438 de metri pătrați teren, este cuprins în domeniul public al județului Bacău și este dat în administrare Complexului Muzeal de Științele Naturii în Borcea Bacău. Imobilul proiectat inițial ca școală, având un regim de înălțime P+1, a fost pus în funcțiune în anul 1970 cu extinderea ulterioară a spațiului în perioada 1965-1970 prin două corpuri de clădire alipite cu regim de înălțime parter, fiind cuprins în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor pentru modificarea anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor privind aprobarea listei monumentelor istorice actualizată și a listei monumentelor istorice dispărută cu modificările ulterioare. Cu codul de clasificare, poziția 149. Datorită vechimii, a influențelor cutremurilor care au avut loc în perioada de existență a clădirii, precum și a faptului că aceasta nu a beneficiat de lucrări de reabilitare structurală, degradările existente sunt semnificative, impunându-se măsuri imediate. Clădirea are asigurate utilitățile, gaze naturale, electricitate, apă, canalizare, însă instalațiile interioare sunt deteriorate și inadecvate destinației mobilelor, acestea urmând a fi refăcute integral, astfel încât să asigure parametrii hidrotermici și de economie de energie corespunzătoare. Totodată, conform normativelor în vigoare privind asigurarea securității la incendiu, imobilul va fi dotat cu instalații speciale de semnalizare și de stingere a incendiilor, iluminat de siguranță, elementele de lemn ale șarpantei vor fi inifugate și antiseptizate corespunzător. Vă rog să mai aveți puțin timp de răbdare, pentru că oricum așteptăm buletinele de vot. Totul putem pleca și să faceți liniște să finalizăm ședința în bune condiții. Lucrările de intervenție propuse respectă dimensiunea istorică, amprentă la sol, funcțiunile existente și unitatea detaliilor arhiturale, menținând structura originală a monumentului, având la bază reexpertizarea tehnică a clădirii în 2016, recomandarea auditorului energetic și studiile topografice și geotehnice întocmite în 2016. Intervențiile majore propuse constă în principal următoarele lucrări. Consolidarea elementelor structurale, inclusiv refacerea șarpantei într-o nouă conformare față de soluția inițială, rezultând în zona extinderilor ulterioare un spațiu amplu ce va fi amenajat ca etaj mansardat și în care se va amplasa centrala de tratare a aerului și vor fi create spații expoziționale noi, dar și spații necesare pentru inițierea activității personale. Refacerea integrală a instalațiilor ulterioare existente și completarea tuturor sistemelor de detecție, semnalizare, limitare și stingere incendii. Reconfigurarea și refuncționalizarea unor spații, lucrări de izolare, precedate de lucrări de asanare a umidității din elemente de construcție afectate, amenajări interioare și exterioare, dotarea corespunzătoare a spațiilor. Având în vedere cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice economice actualizată, fază de proiectare documentației de planul de intervenție pentru obiectivul lucrări de intervenție în vorba de realizare și modernizare la clădirea Vivarului, cu indicatorii economici pe care ați văzut în documentație. Vă supunem aprobării acest proiect de hotărâre spre aprobarea acestui documentație. Cine mai întâi intervenție, dacă sunt? Vă rog. Da, trebuie să mai menționez că proiectul este pe fonduri europene. Da. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare. Cine este de acord? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Cuceresc împotrivă? Nu? A primit atât lumea împreținere de vot? Deci, unanimitatea a fost aprobată. Aprobarea comunității economice la clădirea Vivarului. Acum, am primit toată lumea buletinul de vot. Vreau să reîmprospătez procedura de vot. Deci, se votează la coloana opțiune prin da. În dreptul candidatului preferat.
sau dacă nu? Nu. Dacă trece nu, nu. De aceea,
vă invit să reflectați asupra acestui lucru și asupra faptului că noi cei 11 care reprezintă Partidul Național Liberal avem în spate încrederea a 66.840 de cetățeni a județului Bacău. Vă rog să nu desconsiderați pe acești oameni. Vă rog să nu vă purtați ca niște trupuri de ocupație care ați luat județul pentru a-l stăpâni 4 ani. Eu cred că ați fost investiți cu mare responsabilitate și trebuie, plecând de la această responsabilitate, să aveți încredere și în cei care îi reprezintă pe cei 66.840 de bătoare. Cât despre remarca că aș fi votat împotriva investițiilor din Bacău, din Dumnezeu, scuze, colegul Popovic este proaspăt venit în Consiliul Județean și nu știe probabil, decât dacă n-a citit piesa, că eu sunt cel care am cerut reabilitarea tehnică a spitalului Onești, am făcut demersuri consistente, mergând până la, în Consiliul Local Onești, unde am obținut un proiect de hotărâre în care s-a aprobat un audit energetic al spitalului, dar a murit din vina celor din Onești, nu a mea. Cât privește trimiterea la Fondul, cu așa zisul privind, ce pot să spun? Sunt urbaniști care vivează, sunt urbaniști care dau la geală. Vă mai fac o atenționare. E posibil ca proiectul pentru rectificarea bugetului să nu fie întrunit cele două trei necesare. Mulțumesc. Domnul președinte, îți dat o replică foarte scurtă. Da, eu aș face, domnul consilier Olteanu, aș face apel, prezentând vorbele de duh a părintele Paisie, același lucru cred că e valabil și pentru dumneavoastră și eu nu pot astăzi să cred, dacă le-ați avut pe astea în minte, să votați împotriva drepturilor pe care trebuie să le primească copiii și părinții, vorbesc de cei din învățământ cu cerințe educaționale speciale, care nu și le-au primit de 6 luni de zile, pentru că a fost nevoie de o modificare legislativă și astăzi am venit în fața noastră ca să reglăm, practic, această inechitate. Pentru că unii au primit și alții nu. Și sunt foarte mulți din cei care sunt în învățământul de masă și sunt înscriși la școlile cu cerințe educaționale speciale și care nu au primit aceste drepturi. Îmi pare rău, dar poate ați făcut acest lucru sub impulsul momentului. Există deschidere, am fost deschis pentru așa ceva. Asta este rezultatul votului. Este un vot democratic. Domnul Bocovnicu, vă rog. M-ați precizat dumneavoastră cam ce e esențial, domnul președinte. Vreau să spun că nu mă cobor la limbajul suburban și lipsit de mediul academic în expresia asta cu datul la joare. M-am chiar a spus-o frumos, un fotbalist profesionist care a întâmplat o chestiune. N-am spus-o cu nicio tentă răutăcioasă. Și ca să rămână în același spirit al domnului Olteanu, trecăm peste faptul că s-a contrazis de la primele afirmații, de la cele citate frumoase, cu afirmațiile de partea a doua a locuțiunii domniei sale. Vreau să-i răspund tot cu un citat frumos din Sfântul Pavel, care spune, nu răsplăti niciodată răul cu rău, luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune, unul față de celălalt și față de toți. Sper să înțelegeți și am vrut să vă transmit. Mulțumesc pentru citat, mai trebuie să și credeți în ea. Da, vă rog, eu propun să ne oprim aici, pentru că suntem în Consiliul Județean și aș vrea să păstrăm imediat, să păstrăm o atmosferă de lucru plăcută. Vă rog, doamna secretar Sara, pentru că dumneavoastră ați mai ridicat o problemă legată de procedură și aș ruga o doamna secretar județeană Sara să vină cu proiectele necesare de lege. Domnule președinte, ca să nu existe niciun fel de dubiu privitor la tehnica legislativă în Consiliul Județean,
Conform articolului 45 din legea 215/2001, la alineatul 2, se precizează clar, se adoptă cu votul majorității consilierilor locale în funcție următoarele hotărâri ale Consiliului Local. Iar la litera A este scris negru pe alb și fără niciun fel de dubiu, hotărârile privind bugetul local. Astăzi sunt 24 de oameni cel puțin care au votat pentru. Deci acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu prevederile legale în vigoare, respectând aceste prevederi. Mulțumesc. Dacă la divers mai sunt alte luări de cuvânt, dacă nu, așteptăm rezultatul votului la cele patru, la cele șase. Să dăm cuvântul domnului președinte a Comisiei de numărare a votului, domnul consilier Ciobănița. Vă rog. Procedura va fi aplicată 19/7/2016 cu ocazia numărării voturilor estimate privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în calitate de membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Bacău. Doamna Martișana, 19 voturi pentru, 15 mulie. Deci am ieșit, am ieșit, vezi? Deci, desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în calitate de membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 1, Bacău, Grăneanu Dumitru, 20 de puncte, 20 pentru, 14 mulți. La Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 2, Comănești, domnul Bandea Toma, 20 pentru 14 mulie. La școala gimnazială specială Maria Mondrosi, Bacău, Buganu Diana, 20 pentru 14 mulie. La Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, la școala gimnazială numărul 22, Bacău, Cautici Vasile, 20 voturi pentru, 14 mulie. În Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială numărul 7, Târgu Ocna, Vadic Geaboc Mihaela, 19 pentru, 15 mulie. În adunarea generală acționarilor la SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, Bejan Gheorghe, 20 pentru 14 mulie. În adunarea generală asociațiilor la SC Parc Industrial Hitzerele Meiuș, în Fantază Ciprian, 20 pentru 14 mulie. În Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020, domnul Floroiu Ionel, 20 pentru 14 mulie, doamna Coșa Maricica, 20 pentru 14 mulie, domnul Humulescu Vasile, 20 pentru 14 mulie, domnul Pocovnicu Dorian, 20 pentru 14 mulie. În Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Euronet. Da? Domnul Brașoveanu Florin, 20 pentru 14 mulie, domnul Cucerescu Ion, 20 pentru 14 mulie. În Comisia pentru Analiza și Selectarea Solicitărilor de Acordare a Sprijinului Financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău, care efectuează stagii de pregătire în străinătate, domnul Ilișanu Claudiu, 20 pentru 14 mulie, Cucerescu Ion, 20 pentru 14 mulie, Toma Viorel, 20 pentru 14 mulie. Ca reprezentant în adunarea generală a acționarilor la SC Compania Regională de Apă Bacău, doamna Mitea Gabriela, 20 pentru 14 mulie.
pentru Consiliul de Administrație în Complexul Muzeal Ion Antonescu Bacău, doamna Coșa Maricica, 20 pentru 14 decembrie. Pentru Consiliul de Administrație al Muzeului de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, domnul Bunescu Vasile, 20 pentru 14 decembrie. Pentru Consiliul Administrativ al Filarmonicii Mer Jola Bacău, domnul Chenat Iogen, 20 pentru 14 decembrie. Așa, pentru Consiliul Administrativ al Salului Poporului Pustiocu Bacău, domnul Brăneanu Dumitru, 19 pentru 15 decembrie. În Consiliul de Administrație al Judecății Județene Cestul Zabacău, domnul Popa Gheorghe, 20 pentru 14 decembrie. În adunarea reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Brașoveanu Sorin, 20 pentru 13 decembrie. 21 pentru 13 decembrie. Da. În Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, doamna Dima Carmen, 20 pentru 14 decembrie. În Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău, doamna Hrățescu Roxana, 20 pentru 14 decembrie. Și doamna Pop Felicia Rătăl, 20 pentru 14 decembrie. În Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău, doamna Bogea Angela, 20 pentru 14 decembrie. Și doamna Alaza Roe Raluca, 20 pentru 14 decembrie. În Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, doamna Marchișana, 20 pentru 14 decembrie. La Comisia de Orientare Școlară și Profesională, în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, doamna Coșa Maricica, 17 pentru 17 decembrie. În Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, domnul Cautus Vasile, 20 pentru 14 decembrie, domnul Cojucaru Paul, 20 pentru 14 decembrie. În Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, domnul Dascălu Ion, 20 pentru 14 decembrie, domnul Manuel Vasile, 20 pentru 14 decembrie. În Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială Specială Maria Monterosi, Bacău, Ciovănița Corneliu, 20, 14 decembrie, domnul Pocovnicu Dorian, 20 pentru 14 decembrie. Reprezentat în Consiliul Județean în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Școala Gimnazială numărul 22, domnul Șenzer Răzvan, 20 pentru 14 decembrie. Pentru Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială numărul 7, Târgu Ocna, domnul Gheorghiță Marius, 20 pentru 14 decembrie. Deci astea sunt toate. Comisie. Domnul Ciobăniță, vă rog să-mi prezentați procesul. Aici.
Da, s-a... În urma rezultatul numărării voturilor, s-a constatat la unul din proiecte de hotărâre un număr de voturi egal, 17 pentru, 17 nule, la reprezentant în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul centrului, din cadrul Căjăraie Bacău. Cel pentru care o să... Revenim. Pe 17 la 17. 17 la 17 trebuie să ai 18. Da, jumătate plus 1. Mi-ați spus pe mine. Deci sunt 17 cu 17, din 34 prezenți. Deci nu, trebuie reluat votul în ședința următoare. 34 prezenți, au fost 17 voturi pentru și 17 nu. Deci să fii votat cu majoritatea simplă din numărul prezent. Prezent la vot. Deci majoritatea simplă din numărul celor prezenți au participat la ședință. Exact. Deci din 34, sigur că aveam nevoie de 18 voturi. Aveam nevoie de 18 voturi. De pentru care acum am mai fost voi. Să reluăm procedura la ședința următoare. Da? Mulțumesc. În rest, tuturor celorlalți care au fost nominalizați și au obținut numărul de voturi necesare, urăm succes în comisiile respective ca reprezentant la Consiliul Județean. Cu acestea declar închise ședința de astăzi. Urez o zi bună.